Folosirea centurii de siguranță nu reprezintă o prioritate pentru pasagerii din față și cu atât mai puțin pentru cei de pe locurile din spate. Acest lucru contribuie la creșterea riscului de victimizare din accidentele rutiere. Pentru prevenirea și combaterea accidentelor, polițiștii Giurgiu Veni au desfășurat în perioada 7-13 septembrie acțiuni de control privind portul centurii de siguranță de către șoferi și pasagerii din mașini. De asemenea, au fost depistați și conducătorii de mopede și motociclete care nu purtau cască de protecție, dar și șoferii care utilizau telefonul mobil fără hands-free. Cu ocazia activităților desfășurate la nivelul județului Giurgiu, atât polițiștii rutieri cât și polițiștii de ordine publică au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale pentru conducătorii auto care nu purtau centura de siguranță sau pentru pasagerii care se aflau în mijloacele de transport și nu purtau acest element de siguranță, totodată fiind aplicate 10 sancțiuni conducătorilor de mopede și motociclete care nu purtau casca de siguranță, iar pe linia utilizării dispozitivelor hands-free de către conducătorii auto au fost descoperite 14 conducători auto care foloseau telefonul mobil fără aceste dispozitive hands-free. Zilnic, 68 de polițiști de la Serviciul Rutier și Ordine Publică s-au aflat pe drumurile din județul Giurgiu. Acțiunile polițiștilor s-au desfășurat în cadrul campaniei Tispol Seat Belt, campanie al cărei principal scop este cel al conștientizării conducătorilor de autovehicule și a pasagerilor asupra importanței utilizării centurii de siguranță.